Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Sunt Ioan Moraru, diacon la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dumitru din Chișinău și în salutul de astăzi vă aduc un verset din Psalmii regelui David despre virtutea rugăciunii neîncetate. Suntem în marțea săptămânii a 5-a Apostolului Patruzecimii, iar cartea liturgică corespunzătoare perioadei prepascale, Triodul, care cuprinde mesaje zilnice de creștere spirituală și înălțare pe scara virtuților, ne îndeamnă astăzi ca, făcând dragostea mâncare, cu post să înfrânăm patimile și să ne sârguim a fi credincioși și a viețui cu bună plăcere lui Dumnezeu. Tradițional, tipicul zilnic selectează 3 fragmente scripturistice pentru lectură. Primul este din Cartea Facerii, capitolul 15, versetele 1 cu 15, și conține legământul lui Dumnezeu cu Avraam, consfințit de credința acestuia. De fapt, aceasta este esența continuității legii Harului și a credinței încă din Vechiul Testament. Sfântul Apostol Pavel revine la acest pasaj în Epistola către Romani, unde dovedește evreilor că moștenirea făgăduinței mesianice s-a obținut nu prin păzirea legii mozaice, ci prin credința în cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, nu urmașii biologici ai lui Avraam se fac părtași acesteia, ci toate neamurile care îl cred pe Dumnezeu cu încredințarea pe care a avut-o Avraam se fac urmași ai lui după făgăduință și fii ai lui Dumnezeu. Al doilea fragment este din prorocia lui Isaia, capitolul 11, versetele 18 cu 31, unde profetul arată deșertăciunea închinătorilor la idol și laudă măreția și atotputernicia lui Dumnezeu. Idolatria este piatra de poticnire a poporului ales, deoarece nestatornicia lui făcea ca adesea să uite de Dumnezeu și să împrumute de la popoarele vecine practici de a se închina materiei. În asemenea cazuri, profeții erau trimișii lui Dumnezeu care aveau menirea de a scoate poporul din rătăcire. Al treilea fragment este preluat din pildele lui Solomon, capitolul 15, versetele 7 cu 19, pe care îl propunem spre audiție. Buzele celor înțelepți răspândesc știința, iar inima celor nebuni nu. Jertfa celor fără de lege este urăciune înaintea Domnului, iar rugăciunea celor înțelepți este plăcerea Lui. Calea celui nelegiuit este urăciune înaintea Domnului, iar El iubește pe cel ce umblă după dreptate. O certare aspră capătă cel ce părăsește cărarea, iar cel ce urgisește mustrarea va muri. Iadul și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor. Celui batjocoritor nu-i place dojana, de aceea el nu se îndreaptă spre cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, iar când inima e tristă și duhul e fără curaj. Inima înțeleaptă caută știința, iar gura celor nebuni se simte mulțumită cu nebunia. Toate zilele celui sărac sunt rele, iar inima mulțumită este un ospăț necurmat. Mai bine puțin într-o frica lui Dumnezeu decât vistierie mare și tulburare multă. Mai mult face o mâncare de verdețuri și cu dragoste decât un bou îngrășat și cu ură. Omul mânios atâță cearta, pe când cel domol liniștește aprinderea. Calea celui leneș e ca un gard de spini, iar calea celui silitor e netedă. O bună parte din textul pildelor este redat în formă de antiteză poetică. De asemenea și fragmentul nostru prezintă în stihuri antitetice frumusețea și izbânda omului virtuos pe lângă viața amară a omului pătimaș. Să încercăm, dar, să mergem pe calea senină și plăcută lui Dumnezeu, a faptelor bune, și să ne depărtăm de calea păcatului pentru a împlini scopul postului. Amin.